bun găsit la un nou clip! Astăzi vreau să vă arăt super rapid cam ce produse am consumat în ultima perioadă. Le strâng de foarte mult timp și chiar am zis că ar fi cazul să filmez acest clip și să le pot arunca pentru că sunt foarte multe. Am să vi le arăt imediat. Ia uite-le acolo. Și aici este un coș care trebuie să îl sortez, să-l curăț. Dar până atunci însă vreau să vă arăt ce produse am folosit eu în ultima perioadă. Haideți să vedem, nu? Aici se află toate produsele pe care eu le-am folosit în ultima perioadă și produse pe care le arunc în urma unei curățenii de iarnă, ca să zicem așa. Am făcut puțină curățenie și m-am decis să arunc câteva chestii. După cum bine știți, Batiste este unul dintre preferatele mele în materie de șampon uscat și am consumat destul de multe până acum, dar am mai și aruncat din ele, că n-avea rost să le păstrez pe toate, dar oricum s-ar putea să mai găsesc pe fundul ligheanului, așa că să nu vă mire. Aceasta este o cremă de corp de la Balea, îmi place foarte mult și mirosul acestei creme, era cu miros de cireșe, deci îți vinea pur și simplu să mănânci crema asta, nu neapărat să te dai cu ea pe corp și fiind așa un pachet destul de mare, m-a ținut destul de mult timp, uite 500 de mililitri, m-a ținut foarte mult timp această cremă și cu siguranță o să mai cumpăr și în viitor pentru că mi-a plăcut foarte mult. Acesta nu este un tub de fixativ aproape gol, dar nu mai funcționează că s-a înfundat, am încercat cu apă fierbinte, nu a mers, am încercat cu acu să o desfund cumva, dar nu a mers, este oricum foarte vechi, deja și sticla este ruginită, după cum se poate observa, dar este cam la jumătate și așa că am să îl arunc. Este ceva produs profesional din România, îl luam de la mama de la salon și îmi place destul de mult. Da, sunt unele care sunt oribile, cum ar fi asta. Este un gel de duș care este cu aromă de sărbătoare și chiar îmi place, mi-a plăcut foarte mult și acest gel de duș, îți venea să-l mănânci, mai am și crema de la el și încă un gel de duș pe care îl folosesc chiar acum în baie și da, mi-a plăcut foarte mult, l-am primit de la cineva dacă nu mă înșel sau l-am cumpărat, eu nici nu mai țin minte, sincer. Am mai terminat și acest gel de duș de la Rituals, mi-a plăcut chiar, este ulei, chiar acum citesc aici, este un ulei de duș și mi-a plăcut foarte mult, dar venea în formă lichidă, de fapt uleioasă, dar lichidă, care se transforma într-o spumă minunată în momentul în care intra în contact cu apa. De asemenea, este parte dintr-un set care avea gel de duș, parcă, și ceva cremă de corp, dar doar asta cred că am terminat-o, dacă bine țin minte. Oricum, mi-a plăcut foarte mult acest produs și cu siguranță îl voi mai cumpăra. Nu știu de ce am pus chestia asta aici, dar mă rog, este balsamul de la o vopsă de păr pe care am folosit-o în urmă cu ceva timp și abia acum am reușit să termin, acum nu de mult de fapt, am reușit să termin acest balsam. Pasta asta de dinți de la Forever este cu aloe, fără flor. Nu pot să zic că îmi place foarte mult, după cum se poate observa nu este gata încă, deci cam până pe aici, dar efectiv nu mai pot să o folosesc pentru că nu-mi place chiar deloc, are un gust oribil, dar știu că la multă lume îi place foarte mult și o adoră și o laudă, dar mie personal nu mi-a plăcut, în sensul că, nu știu, gustul, nu neapărat că nu-mi curăța dinții, dar gustul și cum se simțea după, părerea mea. Dar dacă vouă vă place și nu aveți nimic împotrivă cu ea, mă bucur pentru voi, dar pentru mine nu funcționează, așa că o voi arunca. Următorul produs este acest șampon cu argilă pentru păr gras. Este foarte fain acest șampon. Pentru asta, ia uite, am folosit unul care este mult mai mare și unul mai micuț și încă unul care tot așa mare de cât? 400 de mililitri. Deci eu ador acest șampon de când l-am descoperit, chiar îmi place foarte mult și îmi curăță foarte bine părul.
De asta și atâtea am folosit în ultima perioadă. Eu folosesc doar șamponul, nu și balsamul, pentru că îmi place foarte mult să folosesc măști și nu neapărat balsam. Sau dacă folosesc balsam, îmi place să folosesc din acela leave-in, care se pune după spălare și se lasă în păr. De asemenea, vreau să scap de niște pensule care pur și simplu nu îmi plac și sunt oribile. Nici nu mai știu de unde le-am luat. A, uite, asta este de la Oriflame. Nu știu de ce o arunc pe asta, dar nu prea îmi place. Are perii foarte, foarte aspri, așa că nu vreau să o folosesc. De asemenea, mai arunc și aceste pensule, care, părerea mea, mi se par o mare tâmpenie. La început mi-a plăcut foarte mult, dar pe măsură ce am descoperit eu alte pensule, cum ar fi cele de la Real Techniques, acestea mi se par o mare tâmpenie. Și am făcut... ia uite, mai am. Asta este un set de pensule care l-am cumpărat de undeva de pe eBay parcă și acum le voi arunca pentru că nu-mi plac chiar deloc. Da, deci o mână de pensule voi arunca și cu siguranță mai sunt acolo și altele pe fundul ligheanului, dar vreau să trecem la următorul produs. Uite, am pus și o chestie, un șamponel pentru bebeluș. Nu știu de ce l-am pus aici, dar mă rog. Mie chiar îmi place foarte mult marca Dove Baby. Nu aș putea zice că o folosesc chiar de la naștere, pentru în special șampon și geluri de duș. Am folosit săpunuri mai mult, pentru că era mult mai ușor de clătit de pe pielea copilașului și atunci șamponul îl foloseam doar pe post de spuman de baie sau pe cap, deci nu pe corp neapărat. Da, uite, acesta este un fixativ care chiar a fost terminat. Niște șervețele pentru curățarea pensulelor le voi arunca pentru că sunt foarte vechi și oricum nu le folosesc. Știu că pot să pun apă în ele și își revin, dar nu știu, nu prea funcționează. Am încercat de foarte multe ori și am abandonat, așa că le arunc. Aici este un ambalaj de la săpun Body Shop. Este cu aromă de... oare ce aromă? Moringa, mă rog. Acesta face parte dintr-un set, tot ceva de Crăciun, pe care l-am primit sau l-am cumpărat, nici nu mai știu. Acesta este o sticluță de parfum de la Ted Baker. Este un body spray, nu este parfum sau ceva de fapt. Dar mi-a plăcut foarte mult cum miroase. Cu siguranță îl voi mai cumpăra, dar mi-ar plăcea să cumpăr parfum, efectiv, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum miroase. Ia uite, v-am zis eu că mai găsesc pensule, deci clar. Da, aici este și un scrub de corp, tot din aceeași gamă, de la Body Shop, cu săpunul de mai devreme. Mi-a plăcut foarte mult acest scrub și cum miroase și tot setul, de fapt, era super, super. Aici este o pudră de la Elf, care nici n-am mai folosit-o, s-a rupt. Deci, oricum, am ajuns la tăviță de ceva timp și acum îl voi arunca pentru că nu mai prea folosesc pudră și oricum am destule. Încă un bronzer de la Elf, nu îl voi deschide pentru că este spart și nu vreau să fac peste tot bronzer, dar mi-a plăcut foarte mult acest bronzer. Era acel bronzer cu 4 pătrățele și mie de obicei îmi plăcea să le combin pe toate și să le folosesc pe post de blush, nu neapărat pe post de contur. Aceasta este o palețică de la... oare? Catrice. Mi-a plăcut foarte mult această paletă. După cum se poate observa, am folosit-o bine de tot și s-au mai și rupt din ele, dar mă rog. Am altele, așa că este timpul să-i zic papa și acesteia. Acesta este un primer, dacă nu mă înșel. Da, este un primer pentru ochi de la Elf și, sincer, nici nu l-am folosit destul de mult, dar nu era nimic în tub, deci nu înțeleg. Ceea ce mă face să cred că cineva a fost și l-a dus la magazin și l-a schimbat cu unul nou. Nu știu exact ce să cred, pentru că eu, țin minte, când am ajuns de acasă, efectiv nu aveam ce produs să-mi pun pe ochi și nu m-am dus înapoi la magazin pentru că nu l-am folosit imediat. L-am pus acolo în dulap și am uitat de el și acum după ceva timp l-am descoperit și mi-am dat seama că de fapt tot ambalajul, tot produsul este gol. Acest concealer mi-a plăcut din nou foarte mult, este de la NYX. Din nou, nu prea folosesc concealere, nu știu de ce. Îmi place cel mai mult cel de la Maybelline. Deci mie acesta îmi place foarte mult. Eu îl mai folosesc pe post de fond de ten. Dar și cel de la NYX
a fost puțin interesant, dar nu mă omor după el, sincer. Aici este un creion de la Clinique, care eu am crezut că este chiar până aici jos, dar de fapt nu este. A fost doar un piculeț acolo sus în căpăcel și cam atât. Deci era o mostră și mi-a plăcut foarte mult acest creionaj pentru ochi. Și cu siguranță îl voi mai cumpăra, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Acest BB cream de la Rimmel London nu-mi place chiar deloc. L-am folosit de câteva ori, dar nu pot să zic că mă omor după el. Aici zice că îți controlează uleiul, deci este mat, dar de fapt nu este mat. Mie, nu știu, nu-mi place chiar deloc cum se comportă cu tenul meu. Îi voi spune papașilul ăsta, pentru că este deschis de foarte mult timp. Un rimel care nu prea îmi place foarte mult este de la Rimmel London. Nu pot să zic că este cel mai bun rimel pe care l-am folosit, dar, mă rog, nici cel mai rău, ca să zic așa. Am din nou o sticluță de parfum, Shea & Blue. Eu nu mai știu de unde este ăsta, cred că de la ceva ce am cumpărat anul trecut, ceva, cum îi zice, ceva set. Dar, din nou, unul care mi-a plăcut foarte mult și nici nu mai știu de unde l-am cumpărat, sincer. Încă un rimel de la Revlon de data aceasta. Nu pot să zic că este cel mai bun rimel din viața mea. Am o chestie cu rimelurile. Dacă nu îmi face genele cum îmi place mie, nu îmi place. Deci, nici ăsta nu și-a făcut treaba. Este deschis de foarte mult timp și s-a uscat, deci nu merită să-l mai țin. Nu știu de ce am pus chestia asta aici. Este o cremă cu lanolină pentru mameloane. Am pus-o aici pentru că nu mai am nevoie de ea oricum și este și destul de yucky. Este, mă rog, deschisă de foarte mult timp și nu merită să o mai țin. Aceasta este o mostră de la Clinique. Este o cremă pentru față. Mi-a plăcut foarte mult această cremă și cu siguranță o voi cumpăra și în full, pentru că mi-a plăcut foarte mult. Aici mai am niște creioane care le arunc pentru că le-am de ceva timp, dar nu le mai folosesc. Acesta este de la Avon. Acesta este de la Tease. Nici nu știu ce culoare e asta. Ceva colorat. Cu siguranță. Cred că e un mov. Nu pot cu o mână. Mai am culoarea asta de la Waterproof. Asta de ce o arunc? Asta e să vedem. Asta, nu știu ce caut aici, că eu n-am vrut să o arunc asta. Mă rog, cred că a pus-o Alec din greșeală, pentru că nu vreau să o arunc. Da, mai îmi place foarte mult acest, nici nu știu, este far de ploape, dar este de la Rimmel London, Scandal Eyes. Este foarte fain, este așa mai cremos și se întinde foarte bine pe ploape, stă acolo toată ziua, fără să se întâmple absolut nimic cu produsul. Și chiar îmi place foarte mult și culoarea a fost foarte interesantă și cred că o să o mai cumpăr pentru că mi-a plăcut foarte mult. Și în fine, acesta este ultimul produs, încă un rimel care nu mi-a plăcut foarte mult, este de la Bourjois. Din nou, v-am spus, dacă nu îmi place cum face genele, îi spun papa pentru că nu îmi place chiar deloc. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să-mi dați un like acestui clip. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vom revedea în curând în următorul. V-am pupat!